În urma unei prevederi nou adoptate, ce urmează a fi aplicată în acest an, minerii și energeticienii hunedoreni nu vor mai primi bani când pleacă din minerit. Aceștia vor fi concediați ori scoși la pensie, însă fără să mai beneficieze de sume compensatorii, așa cum se întâmpla în ultimii ani. Președintele sindicatului Muntele a precizat că salariile compensatorii nu mai reprezintă o obligație. Prin urmare, cei care vor fi concediați vor pleca fără niciun leu din partea angajatorului. Este pentru prima dată când minerii pleacă din sistem fără plăți compensatorii. Ei vor deveni șomeri sau, dacă sunt în pragul pensionării, vor ieși la pensie. Problema reorganizării este la mâna administratorilor de la CEH, care trebuie să gândească restructurarea pentru eficientizare, scrie portalul servuspress.ro. În programul de restructurare, angajatorul are obligația de a stabili criteriile pe care se vor face aceste concedieri colective, pe care ni le va aduce și nouă la cunoștință. Probabil că cei care îndeplinesc condițiile de pensie, unde sunt doi angajați în familie, nu știu să spun. Cu siguranță și criteriile care vor fi dintre cele care să asigure. Cu siguranță și criteriile vor fi dintre cele care să asigure un climat social prin trimiterea în șomaj a celor care pot să își găsească altceva sau vor ieși la pensie, a declarat președintele sindicatului Muntele.